ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1601, la data de 3 august, trupele lui Mihai Viteazul și cele ale lui Gheorghe Basta obțin în bătălia de la Guruslău victoria împotriva celor transilvanene, conduse de Sigismund Bathory. Bătălia a făcut parte dintr-o serie de confruntări militare între Imperiul Otoman și statele europene în perioada 1591-1606. În luna iunie anului 1601 a fost o încercare de a părăsi tronul în schimbul Sileziei. În luptă, Sigismund a avut 40.000 de trupe transilvanene și poloneze, între care se aflau și 12.000 de turci și tătari. Apoi, trupele lui Mihai și cele ale lui Basta de aproximativ 20.000 de persoane au atacat pe două coloane și au nimicit trupele lui Sigismund, luându-le 45 de tronuri. După luptă, Mihai a primit felicitări de la Rudolf al II-lea și s-a stârnit invidia lui Basta, care l-a ucis la data de 9 august 1601, în timp ce pleca la Făgăraș să își viziteze familia, fiind arestat și ucis de mercenarii valoni la comanda lui Gheorghe Basta. De asemenea, tot pe data de 3 august, în anul 1865, s-a născut Ian Cuflondor. Om cu cultul onoarei, cu frică de Dumnezeu și dragoste de țară, Ian Cuflondor a făcut parte din suita marilor bărbați de stat, alături de Ionel Brătianu sau Vasile Goldiș. Era un om care impunea respect prin simpla sa prezență. De statură mică, cu tenul foarte alb și ochii foarte expresivi, după cum îl descria un contemporan, personalitate vie și fire independentă, cu spirit practic și în multe domenii foarte priceput, Ian Cuflondor dovedea, spun contemporanii lui, un comportament care contura cu cel al multor lideri politici din acea vreme. Flondor a fost însă și un om de o rară și discretă generozitate, sacrificându-și o mare parte a averii sale în sprijinul cauzei românilor bucovineni. La el apelau adesea atât studenți și profesori români din Bucovina aflați în dificultate, cât și responsabili de diferite publicații, asociații sau comunități locale românești pentru susținerea mișcării unioniste.